Găsiți, stimați telespectatori, am invitat în studio una dintre cele mai cunoscute crainice de televiziune din istoria televiziunii naționale. Un om care cale de peste 20 de ani a făcut această meserie. Sunteți, doamnă Delia Budeanu, o crainică de televiziune profesionistă. Bună seara! Bună seara, doamnă Vodă! Bună seara, stimați telespectatori! Ce înseamnă în fond să fii crainic de televiziune? Îți construiește o a doua natură. Te Vezi din afară și te strunești cu atâta rigoare, un an, doi, trei, patru, până îți construiești o a doua natură, după care mergi pe pilot automat. Dar primii ani sunt foarte grei pentru că vii extrem de natural. Ați să... fost vreodată naturală? Cum arăta Odelia Vudeanu natural? Dumnezeu știe cum eram. La 22 de ani am intrat aici și am început să. Pe vremea aceea, vă reamintesc, 1970, pe vremea aceea un crainic la televiziunea română era, era un crainic oficial. Nu, nu ni se cerea să fim noi, deci noi trebuia să ne strunim natura și să devenim ceea ce trebuie, crainici oficiali. Da. Să analizăm împreună imaginea Delia Budeanu. Cel mai frumos lucru, ochii. Sunteți de acord cu mine? Sunt. <laughs> sunt ochii și pe urmă glasul. Și vocea. Au, au rămas mărcile mele. Dar vocea, mai ales vocea, sunt, sunt recunoscută Și să știți că constat Constat că e mai marcantă decât chipul, decât imaginea, vocea. Deci da. Chiar înaintea ochilor, a spune vocea. Da, e vocea. Este incredibil ce. E. Dâră a lăsat Câțiva tineri mi-au spus Am crescut cu glasul dumneavoastră E extraordinar ce mi s-a spus Pentru că ei uh, Au în 29 de ani 30 Iar eu am început în 70 Am crescut am debutat. cu glasul am dumneavoastră Am crescut cu glasul frumos. dumneavoastră E tare frumos E unul dintre puținele lucruri Care rezistă după o viață aici Știți, vă priveam acum, nu v-am cunoscut până la această înregistrare. V-am invitat pentru că v-am văzut întâmplător pe stradă și am zis, iată, domnule, un om care pare că se simte bine în pielea lui. Da, este adevărat. Uzează mult televiziunea? Mai mult v-a uzat sau mai mult v-a încărcat televiziunea? Ce credeți? Mi-a luat și mi-a dat în egală măsură. Mi-a luat uh, viața, nu? 27 de ani cei mai frumoși. Mi-a dat uh, uh, popularitate, deci suntem la paritate. Mi-a luat și mi-a dat. Ei bine, dacă nu reușești să-ți construiești o a doua natură și vii cu propria ta natură, cu propriul tău eu uh, în această profesie, uh, n-ai reușit. Trebuie neapărat construit crainicul de televiziune este un crainic de televiziune, este o instituție. Mm -hmm. Cu regulile ei, cu egalul ei, nu cu umori, nu cu sus, nu cu jos. Trebuie să fii egal cu tine, trebuie să fii la aceeași temperatură, deci să atingi acea temperatură. Cale de peste 20 de ani, ați fost vrând nevrând o instituție, o emblema unui post, ziceți fără umori, cu toate că crainicul e și el om. N-are voie. Să se vadă, îl privește. Nu, nu, nu e voie să transpară nici că s-a îmbolnăvit copilul, nici că a avut o nereușită sentimentală, nici că are o dramă de altă natură. Nu, nu se poate. Publicul trebuie să vadă un personaj tonic, egal cu sine, și credibil. Dacă nu ești credibil, nu existi. Și credibilitatea asta, cum ați definit o Oh, ce complicat. Puterea de a trece rampa, puterea de a. În primul rând, trebuie să treci sticla. Da. Să treci de sticla. Trebuie să-ți să imaginezi că dincolo de sticlă este o ființă extraordinar de dragăție, foarte apropiată, căreia îi spui. Hmm. Și la cine vă gândeați de obicei? La bunica. M-a adorat. Ea m-a adorat necondiționat necondiționat, bunica maternă. Asta am făcut în primii ani să-mi exersez acest, Așa. A, a, această trecere. Vă concentrați trecere, și vă da? gândeați Da, m-am gândea, am reușit. am reușit. Nu știu cine m-a învățat asta, nu-mi aduc aminte. Poate nimeni, instinctul. Nu știu, nu. Sigur cineva m-a învățat. Un regizor de televiziune, să fi fost bocăneț, andu bocăneț. Nu știu, cineva a venit și mi-a spus, tu nu treci sticla, tu leșin de frică acolo, am senzația eu că tu ai să leșin și că faci infart. Asta era prin anii... Da, la început, ha? în 70, da. da simțeam că mor. Când mi se aprindea becul roșu? Se luminile că mor... în studio și becu nu, roșu. becul roșu de la cameră, altfel cu nu, cu luminile eram obișnuite, le aveam aprinse de o oră, se A. punea lumina. Becul roșu și totul era în direct. Simteam. Totul, nu, numai în direct am lucrat. Și când se aprindea becul roșu, ce simțea? Simțeam că mai bine se cască pământul și mânghite. <laughs> și mi se accelera pulsul, respirația mi se accelera și ea, și, bietutele spectator, simțea așa, intra el în panică, e absolut de groază. Poate și nu se simțea. Lucru lucrul acesta, ba, respirația se simțea. Și lucrul ăsta s-a reglat într-un an de zile, dar într-un an de zile s-a reglat. A fost cumplit. Spuneți deci că la începutul meseriei, când se aprindea becul roșu, vă gândeați instantaneu la bunica. Da. Și bunica știa? Nu i-a spus nimic. Ea trăia uh, pentru că mă vedea seara. Ea am prelungit viața. Semănați cu bunica? Da. da. Xeban cu ea. Uh, în 1927 era uh, domnișoară de măritat, pe vremea aceea societatea din turnul Severin, bunica era din turnul Severin, acolo erau niște rigori pe vremea aceea femeile aveau grijă de casă, creșteau copiii și își așteptau cu zâmbetul pe puse soțul, cu masa pusă, cu toate în bună o cu o casă curată, cu niște ciarșafuri și dantele albe, sclipitoare. Eu n-am mai văzut albul acela sclipitor de pe vremea aceea, cu tot felul de obiceiuri vechi, uitate. De pildă, bunica a cu un fier de călcat, cu jar, cu cărbune aprinși. Nu-mi nu vine să cred. Astăzi că am, am trăit perioada aceea, ea așa călca, iar rufele călcate de ea erau absolut impecabile. Și ziceți că ați făcut o fericită pe bunica în ultimii ani da. că vă vedea la televizor. Da. A apărea la televizor atunci însemna mai mult decât astăzi, într-un anume sens. Adică astăzi da. sunt atâtea posturi de televiziune, astăzi oferta e atât de mare. Categoric, da. Atunci oamenii care apăreau pe sticlă, cum ziceți, erau mult mai puțini. Și cum vă simțeați în postura asta de atom marcat? La început a fost fascinant. Era o jucărie nouă, strălucitoare, zornăitoare, și era o planetă necunoscută, după care s-a văzut că asta pf, te poate lega, te poate inhiba, pentru că nu mai puteai fi tu. Tu trebuia să fii personajul de pe ecran, dar tu când plecai de aici voie să fii tu, ei nu mai aveai voie. Da. Se întoarce împotriva ta. Deci una dintre consecințele profesiunii de crainic era un soi de dedublare. Ai fi vrut în egală măsură când ai ieșit pe poarta instituției să fii liber, să fii tu, să fii în timpul tău liber, în timpul tău privat. E, nu mai ai timp privat, s-a terminat. Ești tot timpul personajul de la televiziune. Trebuie să ai grijă ce faci, ce spui, pentru că totul are reverberații. Altfel n-ar avea nicio reverberație, nicio reacție ta, niciun fel de împrejurare. Fiind extrem de cunoscut, trebuie să te supraveghezi și Așa am trăit toată viața, cu o maximă supraveghere asupra mea însă. Ceea ce, la un moment dat, e incomod. Este cumplit. Foarte puține ieșiri în străinătate aveam, foarte puține. E, atunci când ieșam, bineînțeles, la Varșovia, la Moscova. Vă simțeați liber atunci. atunci eram liberă, săptămâna. Nu, nu mă cunoștea nimeni și făceam așa o baie de anonimat. Și puteai hoinări pe stradă? Da. fără ca lumea să-și dea coate. Nimeni nu-și dea coate, nu conta că intram și mâncam două înghețate și mai mâncam trei pe stradă, nu conta că. Nu, e, e, era formidabil, dar asta dura șapte zile pe an. Mi-aduc aminte de dumneavoastră da. pe micul ecran. Aveați un aer, o combinație originală de emapil, Grație, sportivitate, telespectatorii își mai aduc aminte serialul Răzbunătorii. Și un aer de Sue Ellen, un aer așa ușor năuc, ușor ambetat. V-a mai spus cineva că da. uneori... Oricum aveați un aer atipic între Emma Peel și Sue Ellen, pe care o simțiți sau o simțeați Pe Emma Peel. mai aproape. Pe, pe, pe Emma Peel, categoric. Vă dați seama, crainic de televiziune în plină dictatură însemna și o persoană de încredere. Dumneavoastră erați una dintre puținele persoane din România care apăreau în direct pe post, aproape zi de zi, nu? Ați fi putut spune orice, ați fi putut spune și jos guvernul, deci vă dați seama ce echilibru psihic. Ați făcut vreodată teste psihiatrice? V-au făcut? Uh, nu, nu nu, nu -am făcut. Dar am avut un, uh, un echilibru psihic excepțional. Știți ce cred eu? Cred că noi am avut aici niște profesioniști în acest domeniu care au spus da. Ea poate rezista, ea poate face față o Întrebare de science fiction Atunci când programele începeau să vă placă din ce în ce mai puțin Bănuiesc că nu avea ce să vă placă Atunci când programele la televiziune au început să semene mereu unele cu altele Și am intrat într-o felibilă <laughs> pe mine, știu tot Bun. Nu v-a trecut vreodată prin cap așa în vreo clipă de nebunie Ba să... da. Puneți ceva pe post, ba da. ce vă prin Și m-am și gândit cum să mă salvez și mi-am dat seama că nu ajung nici la gard și sunt împușcată. Da. Și știți când era asta, în toamna lui 89, parcă nebunise, toată lumea nebunise. Începuse uh, principiul domino cu răsturna... Simțeați asta. Uh, în această instituție de gradul zero, simțeați asta poate mai mult decât se simțea în altă parte. Nu aici totul aparent stătea neclintit. Așa era, da? Da, da? da, da, da. Totul părea că merge strun. Absolut, nu, nu, ai. Bun, și când se-a becu becul roșu, câteodată vă simțeați exasperată? Vă era silă de meseria pe care o făceați vreodată? Da, mi-a mi mi fost silă de multe ori, că da, da, erau lucruri în care nu îmi făceau plăcere și știam că exasperează pe cei de acasă, știam că e o exasperare generală și simțeam că eram un pion într-o Totală, deci, liberă. Iată, la începutul carierei, în anii 70, erați o fată care a descoperit o jucărie formidabilă, televiziunea și căreia îi plăcea ce face, iar la sfârșitul anilor 80 erați deja un om ușor angoasat. Eram un... foarte angosat. Un om căruia simplit. nu i mai ajungea că e frumoasă, că are ochii pe care i-are. Să ne întoarcem la anii 70, ați descoperit pe cont propriu televiziunea. Cum ajungea cineva în anii 70, crainică de televiziune? Nu mi-am dorit niciodată, nu mi-am imaginat că aș putea face așa ceva. Eram timidă, nu știam ce se întâmplă cu o pudră, nu, nu mi-am închipuit. Nu mi-am închipuit că aș putea face o profesiune publică. Eram la radio. De unde veneați? Din ce mediu proveneați? Tatăl meu este pomicultor este inginer cercetător în pomicultură, inginerul Moruju. A pus bazele stațiunii pomicole de cercetare Voinești. A, o stațiune bine cunoscută în România. Foarte bine cunoscută. Merele pe care toți bucureștenii le pe masă. De deliciosul de Voinești. Frumosul de Voinești. Și generosul mai nou, aclimatizat mai nou, dar tot altat este, sunt toate creațiile tatălui. tatălui meu. Deci, tatăl dumneavoastră e tatăl Deliciosului este de Voinești. Tatăl... Deliciosul de Voinești, dacă vreți, e fratele meu. Ah, tocmai Frumosul de Voinești e fratele meu. Deci, iată, avem în emisiune pe sora Deliciosului de Voinești. Chiar ce gust are Deliciosul de Voinești? Deliciosul are puțin uh, gust de ananas? Dar sigur că. Tatăl da. Tata, v-a povestit vreodată cum i-a venit ideea. Tata povestește tot timpul despre merele lui și stă de vorbă cu merele lui în grădina lui, din care n-a mai ieșit de zeci de ani. Mie îmi povestește despre ultimul măr, despre ultimul mugur. Mereu îmi povestește. 33 de ani au luat tati creația deliciosului de voinești și 30 de ani creația frumosului. Dumneavoastră preferați deliciosul sau frumosul de voinești? Frumosul de voinești. De ce? E mai, mai acidulat. Îmi plac merele mai acidulate. La piață, cum facem diferența între deliciosul de voinești și frumosul de voinești? Deliciosul de voinești are, are auriu. Are vinișoare aurii. Pe când frumosul Pe de când voinești. Frumosul de voinești are bordo, are roșu mai mult. Predomină roșu. E mai compact. Da. Nu pot fi confundate. Nu. Eu nu le pot confunda, dar dumneavoastră s-ar putea să le confundați. <laughs> Am mâncat probabil o livadă de mere. S-ar putea ca tonusul meu să vină din... din Merele exact, mâncate în copilărie. Exact, din, din, toată viața am mâncat mere și acum mănânc mere, mănânc de 4, 5, 5 6, 7 mere pe zi. N-am preferat. De măr. Măr să nu, fie. nu, 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 merele roșii, merele acidulate, nu merele dulci. Și cele parfumate, deliciosul de voinești. De când de ziceți merele roșii, merele acidulate, mă uit la dumneavoastră și zic, iată o femeie care a știut și știe să se alinte. Da, singură mă alint. Da? <laughs> da. Da. Viața v-a alintat sau nu prea v Nu m-a alintat deloc, mi-a oferit numai războaie. În Le-am învins pe toate însă. Sunteți o învingătoare? Da. Deocamdată suntem într-o livadă plină de delicios de boinești și încă războaiele nu începuseră. Nu, nu. Era paradisul copilăriei. Era paradis. Era o vreme când tata făcuse din câmpurile de experimentare niște... Casete de tifon în care închidea merhi, pomișorii pom, pom care creșteau și în aceste căsuțe de tifon el punea niște etichete pe care avea ă, tot felul de note cu creonul chimic. Eu mă tot strecuram și încercam să înțeleg ceva, nimic n-am înțeles niciodată. Acolo am copilărit și așa am început... Ă, ă, asta mi-a fost începutul în livezile tatei. Cum îl Bazinul pe Dâmbovița, Gheorghe Moruju. Gheorghe Morușu. Tata s-a născut undeva în sud în Dolj, pe malul Dunării. A plecat de acasă la șapte ani. Copil de țărani înstăriți. Tata a plecat la școală și nu s-a mai întors niciodată în satul lui. Și iată că după ce termină șef de promoție și după ce devine Tânărul prieten al maestrului Toni Bulandra, după ce pune cu maestrul Bulandra, pe Bulandra la teatru, pe vremea în anii 40 studenții erau publicul numărul 1 din sălile de teatru din București și Toni Bulandra era idolul lor. Și tata, chiar dacă era la pomicultură, era... Era spectator? șef de promoție și maestrul Bulandra și-a cumpărat o fermă, un teren imens și s-a adresat profesorului și a cerut șeful de promoție spre a-i pune ferma pe picioare. Și profesorul lui tata l-a recomandat pe tata și tata a devenit obișnuitul casei. Era invitat la masă, o onoare mai mare nu se putea imagina pentru că Toni Bulandra era idolul absolut. Și când ea a deschis prima dată uh, ușa, uh, tata a avut o, 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 un recul, credea că îl va întâmpina un june prim, un tip strălucitor îl lăsase seara uh, la aplauze strălucind și un domn în vârstă, obosit, palid, încercănat, îi deschide ușa. Tata a dat să... Uh, N-a putut să creadă că a realizat că este maestrul și idolul lui. Da. Domnul Vulandra l-a luat pe după umeri și i-a explicat. Tata știe mai bine, îmi pare rău că am uitat. Vedeți? Ei, astea sunt iluziile scenei, dragul meu. Treci peste acest moment, hai să stai cu noi la masă și hai să vorbim despre ferm. iluziile scenei, iluziile imaginii. Dumneavoastră ați văzut vreodată pe fața cuiva descumpănirea când v-a văzut în realitate și vă știa într-un anumit fel de la... Pe Niciodată. Ecran? Niciodată! De o viață aud o singură replică, dar o singură replică. Da. Vai, doamna Buteanu, dar arătați mai bine în realitate decât pe ecran. Da? Numai asta da. aud de o viață. Ce v-au făcut acolo? Ha, ha, și profesionistul de televiziune din dumneavoastră cum reacționa? Eu știu persoane care înfloresc pe ecran. Se întâmplă ceva miraculos. Hai cu mine nu s-a întâmplat nimic miraculos. Se pare Pur și că simplu. dacă am, avut un anumit, dacă am avut noroc în anumite seri, și am să vă spun eu cum e și cu norocul în anumite seri, Spuneți acum că nu mai trebuie ajungem. să ai prieteni acolo sus în regie și la luminozitate să te ajute. Dacă ai un dușman, dacă ai o persoană care nu te prea are la inimă, dă la mai mic luminozitatea și ți-a lumina Vi de pe față. O, cum? Vi o, cum? Păi de cum luni arătam super, marți arătam rău, miercuri arătam bine, joi arătam rău. <cute> nu, Și primeam nu telefoane. Bacu... Și ați făcut vreodată investigații? Nu, 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 era clar. Da, era clar. Era o persoane care nu mă agreau scurt, nu Vreau. mișcau lumina mai sus de la, 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 la tehnic se face asta. Și Operatorii erau minunati. Serine? v mai gândit vreodată de ce? A, invidia feminină, iată, iată o mașinărie care nu are moarte, vine din timpuri, străvechi și se duce înainte, trece peste noi. Este ceva care funcționează ireproșabil. Dar de ce? Și în România. Funcționează. Invidia feminină. Invidia este ceva. Dar de ce ziceți feminină? Bărbații nu sunt și ei invidioși? Pe femei? Între ei sau pe femei sau? Invidia nu. are sex, Doar Are, are, Delia, are, are, amin. sexul ei e feminin. Are, are. Adas Ați categoric. constatat asta? Categoric, uh, invidia este, adică are o femeie feminin. știe să fie invidioasă oh. mult mai bine decât un bărbat? Oh, oh. Ați nu, bărbații pot fi răi, pot fi malițioși, pot fi și ei uh, bârfitori, dar nu ca femei. Și poate și invidioși, dar poate pe lucruri mai Altceva, de nu. substanță. Nu. Nu. Categoric femeile aici sunt neîntrecute. Pe când femeile pe ce? Pe ochi, pe glas? Pe mine invidia femeie m-a urmărit, a fost un coșmar. Am avut foarte multe necazuri, foarte multe. Pe, până și imaginea mi era afectată și eu, cu eu eram o imagine. Deci m-a afectat acest lucru direct, personal și profesional. Am avut o prietenă, de câte ori lucram în paralel cu ea, a doua zi primeam uh, uh, felicitări, primea toată lumea felicitări, toată echipa primea felicitări, dar asta uh, uh, o viață, s-a petrecut Și invers Și invers, era clar, e, eram întrebat: dar ce ți s-a întâmplat? Ai o problemă gravă acasă? Ce ți s-a întâmplat? Ești bolnavă? A doua zi, după ce um, eram cu o anumită echipă. Da. Aha, da. Și n-ați încercat niciodată să. Nu, nu. Să luptați, că ați zis că sunteți Nu, Nu, luptătoare. nu, nu. Aici nu se poate lupta. Nu. 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 În spatele pupitrului tău, omul rămâne singur și decide ce face cu pupitru. Acolo ei erau suverani. Nu. Deci, iată, introduceți telespectatorii acum în culisele tenebroase nu? ale unei meserii. Care se face în lumină. Ați avut pe vremea lui Ceaușescu, să zicem, un moment. Okay, un moment. Am avut momente cumplite, au, au fost diverse forțe care au vrut să mă, să mă excludă de două ori, au vrut să mă elimine, am fost scoasă de pe post de două ori. Au fost niște delațiuni, niște scrisori anonime trimise la secția de cadre a CC-ului, care vorbeau despre o despre o anumită apartenență politică a tatălui meu în anii lui de tinerețe. Iar a doua oară, pentru că aveam o coafură superbă, aveam un, 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 breton splendid și o imagine splendidă și i-am enervat pe toți și au vrut să mă scoată, au făcut o ședință și au spus că nu interesează imaginea mea, bretonul meu, frumusețea mea, că nu trebuiește nimănui. Și cum ați, făcut, cum ați făcut să nu fiți scoasă nici pe motiv de dosar, nici pe motiv de breton? Simplu, prin, prin odată m-a ajutat, mi se pare că de ambele dăți m-a ajutat domnul Maurer, dacă care avea un cuvânt greu de spus Încă în anii 84 m aș dus în audiență și numele dumneavoastră Nu, m-am dus la o prietenă Era prietenă cu doamna Maurer Doamna Maurer ne-a deschis ușa Și-am stat cu domnul Maurer de vorbă N-a înțeles ce vor de la mine Le-a dat un telefon și le-a spus Băgați-vă mințile în cap Lăsați fata asta în pace să-și facă meseria Că e o frumusețe și eu vreau să o văd Și mai lăsați-mă în pace Caragioșilor Așa tranșa așa se bătrânul Maurer da. Da, Petru Enache era atunci secretar cu propaganda, a primit acest telefon și m-au lăsat o Da, un telefon al bătrânului Maurer. Deci iată ce fragilă da. era până la urmă condiția asta de crainic de televiziune. Vedeți, excesul de zel la nivelul uh, 2-3 era atât de teribil încât nu trebuia nimeni din CC ce -ce, sau Doamne Ferește Familia da, da, da. de Sus să aibă vreo reacție. Nu, reacția o aveau ai noștri, da. aici. Din, Erau disperați că își pierd Din scaunul. fericire, sus, n-ați avut nicio reacție. Nu, nu, nicio problemă, nu. niciodată. Aici niciodată. am avut toate problemele, aici au fost. Da, eram nedreptățită, dar trebuia să să să, să știți să ce ies. se spune? Nedreptatea e motorul succesului. Pentru dumneavoastră a fost un motor, v-ați întors și mai puternic. Categoric, nu? întotdeauna, mi-am dorit ca atunci, că eu să-mi fixez uh, retragerea, eu cu termenii mei, și asta am făcut în cele din urmă ați plecat când ați vrut și eu nu când au vrut și ei. nu când au vrut alții aiurea și pe motive așa pe pseudomotive și pe m, lucrături da. nu televiziunea e o meserie care funcționează ca un drog Teribil E o meserie specială este o meserie cu totul specială Trăiești într-o lume de-a dreptul, de dreptul într-o realitate virtuală. Ce se petrece aici este așa, o iluzie. Trăiești într-o lume paralelă, într-o realitate categoric, paralelă. Categoric, e o realitate paralelă și când ești scos din ea așa cum mi s-a întâmplat mie, pe nepusă masă și fără nicio logică, sigur că ai o reacție de împotrivire și. Da. E... Poate naște monștri mm -hmm. mici interiori. Și să ne întoarcem la Livada cu... La, la fratele livada. dumneavoastră Deliciosul de Boinești. La Livada cu mergi. Orice paradis are și un sfârșit. Când da. a fost sfârșitul paradisului Deliciosului de Boinești? La 12 ani am plecat din zona aceea, la Turnul Severin, și a început deci ați gimnaziul, părinții mei s-au despărțit, din nefericire. Era asta, este, copil? Uh, este uh, prima traumă din viața mea. Au, am fost, da, uh, s-au despărțit și am rămas fără tata în felul acesta pentru că am urmat-o pe mamă, la bunicii, materni. Și consecințele unui divorț sentind de-a lungul întregii tale existențe, într-un fel sau altul. Și asupra dumneavoastră în ce fel s-au extins? Îmi lipsește și acum unirea lor și astăzi îi vreau unul lângă celălalt. Lucru absolut imposibil și absurd. Pentru că amândoi și-au refăcut vieții. Da, sigur, fiecare și-a refăcut viața, sunt minunați, trăiesc, sunt sănătoși, fiecare în căsuța lui, dar eu, într-un vis nebunesc, îi eu, îi văd, eu îi văd separat, îi iubesc deopotrivă, le iubesc și familiei la, la fel de mult. Sunt foarte reușite ambele lor familii și îmi sunt tare dragi și sunt oameni de mare calitate și într-o parte și în cealaltă. Dar în visul meu absurd și nebunesc, eu îi vreau în pragul unei căsuțe împreună. Îi vreți și chiar îi aveți. Da. La mine, acolo, undeva, ei sunt împreună. Uh, a urmat uh, gimnaziul și liceul la uh, Turnul Severin, la liceul Traian. Unde ați fost, cred, o copilă care n-a făcut probleme... Nu, 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 acolo am fost, am fost premiantă, absolută, nu, eram... Alintată. Eram, da, eram și alintată, da. Deci erați elevă de liceu, elevă premiantă la Turnul Severin și ați ales să faceți ce facultate? Filologia. Am um, dat examen la Universitatea din Timișoara, unde am rămas numai două luni după două luni de, de cursuri. M-am transferat la Cluj, și o să mă întrebați de ce. Um, Vă întreb. În primele zile de cursuri la Timișoara, la universitate, are loc o un bal, o serbare în care eu am îmbrăcat o rochie neagră din jersey de lână, cu o broșă filigranată de argint împrumutată de la mătușa mea, care era un mare medic în Timișoara și eu îmbrac acea rochie, probabil am arătat foarte bine. Probabil, Servarea. acum, probabil. acum. Nu, nu știu nu, cum sigur, arătam erați atunci. Superbă, nu? Eram un bețișor nu? care nu știam. Dar ochii erau aceiași. Ochii erau. Da. Da, ce probabil, un... că de aici mi s-a tras, da, de la, de la, de la, de la ochi s-a ce, tras, tras? ce vreau să vă povestesc. Că tot deci erați un bețișor? Da, eram un bețișor, eram foarte slăbuță. Um, și de aia mă întreb cum stătea aia neagră pe mine. E, am un pețișu. da, mă rog. Mă rog. Ei, Efectul a avut, fost... Ați avut succes la bar? Am avut un asemenea succes în câte a doua zi. Plec de la cursuri și una dintre colegele mele de liceu din turnul Severin, cu care nu aveam absolut nimic comun, doar bună ziua ne spuneam, vine lângă mine și îmi spune, hai să facem câțiva pași împreună. Ce frumoasă rochie ai avut! Da, spun eu foarte mândră. Uh, de unde uh, ai rochea? Eu, în loc să spun că am împrumutat-o de la mătușă, e cum era? Din orgoliu, am spus, am cumpărat-o. A, ah, vai, ce roche frumoasă! Am schimbat subiectul, ne-am despărțit, eu mi-am văzut de treabă, ea așa a văzut de treabă. Câți ani au trecut de atunci? Enorm de mulți. Nu uit nimic, mă doare la fel de tare și nu pot să, să, să îi iert existenței mele că a, a, a putut înghiți o asemenea traumă. Ce vă doare la fel de tare? Mă doare atât de tare ce s-a întâmplat atunci, mă doare acum ca și în ziua aceea. Următoare. În următoarea zi, voia facultatea ca această fată a fost prinsă uh, cu o sumă de bani furată de la o altă colegă. A fost, uh, uh, a dispărut dintre noi. Uh, imediat eu sunt chemată la universitate, la etajul 2, la secretarul UTC, care era vărul ei. Uh, intru în acel birou, și el îmi spune: Te-am chemat pentru că ești o asasină, știu tot, ai să plătești, citește. Și îmi dă un bilet. Îmi spune: Acesta este biletul pe care l-a lăsat vara mea înainte de a se arunca pe această fereastră. Eu citesc următorul text. Dragă Delia, te-am iubit foarte mult și nu ți-am putut refuza bucuria de a-ți cumpăra acea rochie în care ai fost atât de frumoasă aseară. Bucură-te de ea, mai mult nu puteam face pentru tine ceva în genul acesta, adică de sacrificiu suprem ceva la urmă. Adio și se semnează. Eu am devenit de piatră, deci aici eu puteam să mă prăbușesc, eu puteam să o iau rasna. Eram, aveam 18 ani. Ce s-a întâmplat? Ea, după ce a fost prinsă cu această sumă de bani asupra ei, a fost adusă aici la el la cererea lui să încerce să o salveze cumva, a lăsat-o singură în birou, a scris acest bilet și s-a aruncat pe geam. Vă repet, era etajul 2. În cădere nu i s-a întâmplat nimic. Nu și-a scrântit nici măcar mâna, nici măcar încheietura, nici articulația cotului. A, a avut o, o, o mică problemă la călcâiul, nu știu care. Har drept. Domnului, că dacă i s-ar fi întâmplat ceva, cred că, fără să aveți nicio vină, într-un fel ați fi în subconștient, ar fi, ați fi avut-o într-un fel pe conștiință, nu. chiar dacă nu aveați nicio vină. Nu? Nu? Această pentru că a furase. Fost o monstruozitate în stare pură care a rămas nepedepsită și ce vreau să vă spun vreau să vă spun că există dureri cumplite în viață care nu au vindecare n-au tratare nu au... iar justiția omenească nu te poate cu nimic ajuta nu s-a întâmplat nimic după aceea mătușa mea fiind medic fiziolog primar, doctorița Iavorovski în Timișoara, o personalitate la vremea aceea, bine, acum s-a retras, că e, are o vârstă, s-a dus la spital să vadă ce se întâmplă. A venit și mi-a spus, de lioară, că așa mi se spunea în familie, fata asta e nebună, fata asta mi-a spus așa și spunea celor, celor care o vizitau, duceți-vă și vedeți-o ce ochi frumoși are, duceți-vă și vedeți-o pe Delia ce ochi are. Adică o luase razna, o luase rău razna, asta făcea. Și susținea că banii pe care i-a furat, i-a furat ca să videa pentru rochi. Asta era în biletul pe care l-a scris înainte de a se arunca pe geam. A fost primul șoc al vieții dumneavoastră. Da. O fată frumoasă, o fată alintată, la 18 ani, se trezește acuzată, se trezește, bănuiesc că toată lumea atunci a detestat, va privit lumea din jur, a crezut-o, nu? S-a întâmplat ceva, un profesor mi-a transmis că la examenul lui nu voi trece, oricât de bine aș învăța. Drept care am făcut o cerere la ministrul de pe vremea aceea, Bălan, și mi-a fost aprobată pe loc și am plecat și la Cluj. Transferat. Dar nu și... asta, nu transferul e important. E important ce se petrece în sufletul unei fete frumoase, alintate. Este o dramă. Este o, o, e o... Și care se simte acuzată pe nedrept și de un lucru de care chiar nu prea putea să vă apărați. Cum Era... să te aperi de da. așa ceva? Ce să spui? Ce să faci? Dar n-am făcut 30 ceva de ani nimic. Ce să Și eu acum ce să fac? Ce? Ce să fac? Răul făcut e bun făcut. Dar nu se poate ierta așa ceva și nici uita. Da. Asta îți pot face femeile. Vă spuneam că invidia feminină este o mașinărie infernală care merge perfect. Și v-ați transferat la Cluj. M-am transferat și la, la Cluj, Cluj, unde am fost fericită, unde am avut colegi minunați, unde am luat 10. Și În... ați absolvit la Cluj? La Cluj am făcut primii 3 ani, la Cluj am, am început munca la radio. De ce numai 3 ani? 3 ani, am, am vrut neapărat să termin la București. Nu, nu s-a înțeles nimeni cu mine. Dacă rămâneam la Cluj, aș fi lucrat la uh, postul de radio Cluj, unde deja aveam un post asigurat. Dar mirajul Bucureștiului probabil a funcționat și da. v-ați transferat la București. Da. Și mi-ați spus că ați dus și ați câștigat războaie. Ați avut vreodată impresia că viața nu mai poate fi luată de la început? Da, am avut. Când Radu a pierit soțul meu, Radu Budeanu, strălucitul ziarist, și a dispărut, a plecat de acasă după ce și-a faxat materialele, totul era perfect într-o zi. De 18 decembrie a plecat din casă și nu s-a mai întors. Doi ani mi-a trebuit să înțeleg că el nu mai este. Am urât lumina soarelui. Am urât tot ce era viu. Era un ianuarie sclipitor atunci. Vorbesc de uh, 98 ianuarie. În 98 ianuarie a fost un soare care nu, 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 n-a mai apus. În, parcă și noaptea ardea soarele. O nepăsare cosmică. Doi ani n-am putut accepta că el nu mai este în viață. Și practic, ce ați, cum ați trăit în ăștia doi ani? Ce ați făcut în ăștia doi ani? Am făcut lucruri cum normale prăgătit? și mă detestam pentru că mi-e sete, mă detestam pentru că am continuat să mănânc mere, să-mi vin în fire, am continuat să citesc, am citit mult despre lumea de dincolo, încercam să mă duc după el cumva, cum altfel decât prin lectură, ce puteam face decât să citesc și am citit. În acest domeniu atât de uh, mișcător, de volatil, de incert. Acum, privind înapoi spre cei doi ani, aveți impresia că i-ați străbătut cum? Într-un tunel? Un tunel înfiorător. Și cum ați ieșit? După doi ani am simțit că sunt bine. Brusc? Da. Da, da, da. Într brusc, într-o dimineață într m-am am, am bucurat că este dimineață, m-am bucurat că mă îndrept spre aburul de cafea, spre mirosul cafelei și mi-am luat cățelușul și l-am dus în parc și i-am cumpărat uh, bomboane și uh, viața a început să aibă parfum, din nou. M-a ajutat enorm fiul meu cu vârsta lui și cu, Câte și ani cu băiatul? eclatanța vârstei 22. Să vă trăiască. Vă mulțumesc. Și băiatul face meseria tatălui, e da, gazetar. da, e gazetar. Până când tatăl lui a fost în viață. El era marele judecător și eu eram prietena. Când tatăl lui a dispărut, eu am rămas din statutul de prieten M-am trezit și răspunzătorul uh, principal, și șef de familie, și comandant. El nu a prea vrut să accepte că mama cea bună și prietena lui devine brusc șeful familiei. A fost o dramă înfiorătoare, uh, și totuși, datorită lui, datorită vârstei lui, am trecut. Și ne înțelegem se putea, întâmpla invers. se putea întâmpla ca el băiatul Să fi devenit capul familiei Nu era prea mic, era exclus Câți ani avea? 18 Radu a împlinit 18 ani A doua zi după înmormântare Au fost momente cumplite Pentru că în vara care a urmat Deci în 98 în vară La un moment dat Lui nu i s-a mai părut potrivit să se ducă la școală Mi no. s-a părut chiar un timp pierdut tata nu mai era, nimic nu mai conta, se prăbușise tot și el trebuia să se ducă la ora 8 la școală cu ghiozdanul în spate. Era în clasa a Da, da. Ei, ei, bine, sigur că s-a dus la școală, sigur că și-a terminat cu bine școala, dar a, aceea, atunci noi ne-am cam, ne ne cam certat vara aia. și eu a trebuit să devin leu. Și am fost leu de câteva ori, leuaică, da. Am avut mare noroc. Nu știu dacă Mulți părinți au norocul pe care l-am avut eu. Criza traversată de copii în atar situații este atât de cumplită încât îi poate pe, pe, pe viață de compensa. Am avut un mare noroc. Și am mai avut un război infernal pe care l-am trecut cu Radu, cu soțul meu alături. Am avut un cancer infernal în 93. Dumneavoastră? Eu, da, și pe acela l-am trecut. Știți cum? A, a, ne luând în seamă diagnosticul. Toată De lumea. sigură că a fost un diagnostic corect? Eu n-am crezut că este corect și m-am dus la o, un, un mare medic după ce profesorul Tașcu m-a uh, diagnosticat, după ce a avut o operația. Eu, la o vreme, spun: Nu, nu se poate Acum așa. mă văd ceva. că vorbiți cu atâta detașare încât puteți să-mi spuneți care era diagnosticul, cum suna diagnosticul. Neoplasm, nu știu ce, nu știu Unde? cum. Uh, intestinul subțire. În ce an a fost asta? 93? 93. Și vi s-a spus diagnosticul în față? În momentul în care m-au chemat cu multe menajamente să-mi dea uh, chimioterapia, a ah, trebuit să-mi spună. În preajma operației, parcă am simțit ceva, dar n-am luat în serios. N-am dat doi bani pe. No, nu. E am cum? spus toată lumea se înșală. Eu nu pot avea așa ceva. Este incredibil. Și mi-a mi ieșit. Da. Și la chimioterapie cum ați reacționat? La, la, la prima doză de chimioterapie, uh, atunci de-abia mi-a fost foarte rău, atât de rău încât am hotărât să-mi scot două ingrediente și să las numai o componentă, era un cocktail din trei. Două le-am scos, una am lăsat-o, aceea avea calciu. Și fără să știe nimeni, am aruncat două la gunoi și una uh, o făceam, adică... Fără să-i spuneți nici nu, nici doctor, nimănui nu din Nu că n-ar fi vrut, cum? Nu, n-a știut nimeni. Iar biata asistentă nu, nu, n-a înțeles ce fac eu și ce se întâmplă și, mă rog, era deci atât de... aruncat medicamentele. Da. Uh, Și am făcut numai calciu, da? Este incredibil, eu, făcând calciu șase luni, sunt astăzi în perfectă stare de sănătate. Deci trecut... N-ați făcut chimioterapie. Nu, n-am făcut nicio chimioterapie. Nu mi-a căzut părul, nu s-a întâmplat nimic. Și doctorii Și... n-au văzut că nu faceți? Nu, nu, nu. Aveam joi la ora patru să mă duc într-un cabinet numai eu singură cu asistenta să-mi fac o injecție. Asta era chimioterapia, o făceam ambulatoriu. A, nu, nu eram internată în spital, altfel s-ar fi știut. Eu... Deci ați avut nebunia să nu faceți tratamentul. Da, da -am nu am sunteți făcut un exemplu, E un contraexemplu ăsta. Un nu, nu, nu Știți, da, ce se întâmpla îmi, îmi, îmi cădea ficatul Ficatul meu Nu suporta La prima doză era să mor am avut, deci, niște frisoane înfiorătoare, patul nostru de mijloc, din lemn, de nuc, s-a izbit de perete, cum nu s-a întâmplat la cutremur. Asemenea frisoane mi-a dat, după care am făcut 40 de grade de temperatură. Atunci era să mor după prima doză. A, și atunci am spus, da, bun, Ei vă arăt eu chimioterapie. Și am scos, uh, uh, Dumnezeule, dacă acum vede, doamna doctor, această emisiune... Mm -hmm o să spună că sunt o troglodită. Și ați supraviețuit, ați câștigat războiul cu boala, dar povestiți-mi și un război pe care l-ați pierdut. Ei bine, mă transfer la București, termin facultatea la București, asta înseamnă 69. Examenul de stat îl dau cu profesorul Simion, Eugen Simion, cu romanul Hortensiei Papadat Bengescu mă căsătoresc cu doctorul Romulus Balaban și avem o fetiță Diana. Mariajul nostru nu ține niciun an. Doctorul Balaban, pe vremea aceea el lucra la era ziarist la România Liberă, îl lăsase o scurtă vreme medicina, după aceea plecând în Germania s-a întors la profesia lui, la medicină, o practică și astăzi cu mare succes. Unde? La Düsseldorf ah. în Germania. Deci el era ziarist da la România Liberă Recita atât de frumos uh, Fleur du Mal" A lui uh, Baudelaire Dar nu de asta v-ați măritat cu el Ba da, era... Nu din cauza lui Baudelaire Nu din cauza lui Baudelaire Dar asta a fost o bună impresie pe care el mi-a făcut-o În sfârșit m-am măritat cu el S-a născut Diana Și la mai puțin de un an El uh, vrea divorțul Dumneavoastră, uh, nu? Nu, nici nu-mi trecea prin minte. Nu, eu de-abia o aveam pe Diana, eu eram o mică de câteva luni. Bun, uh, da. cum de poate un om care a studiat atunci. romanele Hortensiei, Papadat, Bengescu, cum erați dumneavoastră, să nu realizeze, să nu-i treacă prin minte că, că într-un cuplu că? jumătatea poate gândi așa ceva? E v în fața nu... faptului împlinit? Da, a venit și a spus că s-a gândit, s-a gândit, s-a gândit că nu îl încorsetează mariajul, să de nu pe, mă o zi pe alta. da. Să nu să mă, mă supăr, să nu mă supăr, sunt un înger, eu sunt un înger, eu să înțeleg lucrul acesta, că ține foarte mult la mine, dar el nu suportă rigorile mariajului, la revedere și dus a fost. Și eu am rămas cu foștii mei, socriști, cu fetița, uh, cu Diana și, 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 și câți, cu debutul la televiziune, câți totul se întâmpla în 70 Aveam Acum. 22 de ani, N -aveam, aia nu era vârstă. Toate astea, na. cam repede m-au luat uh, toate, ne? cam repede, dar după cum vedeți și la 40 și am avut uh, uh, încercări infernale. Și cum ați reacționat? Uh... Atunci am crezut că mor, atunci am crezut că mor, atunci am crezut că mor. Și mm. ați reacționat ca un înger sau ca o fiară? Ca un înger, nu știu să fiu fiară și nu m-aș opune, sunt foarte orgolioasă, Este un păcat îl recunosc public, sunt orgolioasă. Și ați rămas o femeie singură cu o față de crescut. Cu o fetiță de un an și în casă cu foștii mei, socri. Câți ani ați locuit așa cu socrii? Așa am locuit, până în 76. De deci șase ani ați stat cu foștii O Da. Soancă, femeie tânără, da, frumoasă? Da. Nu am avut niciun fel de viață, pentru că nu se putea nici vorba Mai ales era. că apăreați și la televizor. Mai eram și la era televizor, complicat. deci uit-o pe Delia, deci nu așa... La... Și... Știți ce se spune apropo de, uite-o pe Delia, mm. am citit undeva, mă amuzat, că o femeie celebră e ca un elefant Toți vor să o vadă, dar nimeni nu vrea să o ia acasă să-i dea de mâncare Deci ați simțit no. că nimeni nu vrea de fapt să vă ia sub aripă, să vă protejeze? Categoric nici vorbă de așa ceva, nu. când ai un copil nici nu se pune problema Nici nu puteam angaja niciun fel de relație pentru că nu eram liberă nu, nu. o mamă cu un copil nu prea e liberă, e foarte, foarte complicat. 10 ani a fost un deșert. Sentimental. Da, absolut, 10 ani. Și brusc a apărut Radu Budeanu, cu care am avut o relație magnifică, 19 ani, n-am împlinit nici măcar 20 și a dispărut. Mi s-au părut interesanți cei 10 ani pe care mi-ați povestit că i-ați trăit într-un deșert sentimental. Cum se împăca atunci? Meseria, succesul în meserie, cu deșertul sentimental. Nu vi se făcea curte? Ba da, ba da, toată, toți băieții se simțeau chiar obligați să-mi facă curte. Îmi făceau curte tot felul de, 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 de arătări. Da, e, 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 e un capitol tare, tare nefericit. Bărbații se simt obligați să-ți facă curte dacă tu ești singură. Dar ei se simt obligați. Fie că sunt um, um, uh, scoși din orice fel de discuție. Deci, însurați, bătrâniori, nereușiți, urăței. În fine, bine că atacați și bărbații, că ați atacat femeile, acum era momentul să le vină și rândul bărbaților, așa, urăței. Nu se văd. Nu, nu. Nu? Așa, deci oricum ar fi, ei, bărbații, se simt obligați ei, să cer Dar se simt obligați să cerce? cine știe, poate au o șansă. Și absolut obligatoriu, trebuie să-ți facă curte și, ei bine, chestia asta, care se petrece un an, doi, trei, de o mie Faca de ori, e, nu, de bine, nu poți să faci o psihoză. A fost infernal, da, a, a, a fost, e un coșmar. Și așa se întâmplă, să știți, nu, cu toate femeile singure. E interesant ce îmi spuneți, o femeie singură, o femeie frumoasă, cum percepea baletul ăsta al bărbaților din jurul ei? Era grotesc. Grotesc. Ei, ei nu se văd. Nu, nu se poate. Aveam un personaj aici care avea și o funcție. Ei bine, omul ăla nu înțelegea că este nu dezagreabil. Nu că n-are ce să caute niciun fel de disc. Cuție și nu numai el. Au, e, sunt, sunt sunt foarte urâți și mici câteodată bărbații. Îmi place că vorbiți despre asta cu o totală de vă gândiți Fala. că poate acum bărbații ăștia care au oftat, care au fost îndrăgostiți de dumneavoastră, poate acum stau la televizor și le îngheață sângele în vine. M-ați rugat să fiu sinceră. Ei bine sunt. Deci întotdeauna arma mea a fost am făcut pe proasta. Am făcut pe proasta și asta mă scotea din minți că trebuie să fac pe prostul. Ca... Știți de ce? Eu nu am avut replici acide pe loc pentru că mi-a și făcut mai mulți dușmani decât aveam. Și așa au trecut 10 ani. Să știți că televiziunea tăiată te izolează. Este o iluzie că la televiziune se pot întâlni tot felul de oameni, poți avea contactele cele mai diverse, cele mai interesante. E, o, e un fals teribil. Nu pentru că tu ești în platoul tău, cu meseria ta, cu microfonul tău, cu orele tale. Izolată cu camera, cu becroș. Izolată roși. și la propriu da. și la figurat. Dacă ar fi să vorbiți despre dumneavoastră ca despre un personaj, privind înapoi, sunteți mulțumită de. Ce v-a oferit viața? Privind înapoi, aș, aș, aș schimba tot, aș schimba tot, toate datele, toate opțiunile, toate evoluțiile. Eu aș fi putut face cercetare literară, aș fi putut face conservatorul, am ales filologia de dragul literaturii, dar a fost cea mai uh, ușoară. O alegere, trebuia să ale conservatorul, trebuia să rămân în cercetare literară, dacă tot am făcut filologie, am numai corecturi să-mi dau și numai reproșuri să-mi fac, dar din păcate n-a prea fost după, după cum am vrut eu, a fost cum a trebuit să fac. Au fost vremuri în care nu aveai multe opțiuni și, și a fost tare complicat. Tare complicat, n-am avut libertatea de opțiune. Un singur lucru aș lăsa intact, cei 19 ani de căsătorie cu Radu Budeanu, cu soțul meu, uh, uh, nu i-aș schimba. Și, uh, uh, și bineînțeles, uh, Diana, fetița mea, Diana a plecat în Germania în 90, așa a devenit, acum este o mică nemțoaică. Merg, o vizitez, uh, e profesoară de pian. Diana. Și îmi dă lecții de precizie, meticulozitate și rigoare. E o mică nemțoică. Și privind înainte, cum ați vedea lucrurile? Voi scrie, voi călători, mă voi retrage în casa de la munte și voi admira veverițele, îmi voi plimba cățelul și pur și simplu mă voi bucura că sunt. La toate acestea se ajunge după o viață de războaie câștigate sau pierdute, sau pierdute și nu trebuie căutat sprijinul în afară? în afară, ci doar în tine. Țin minte că după după lupta cu cancerul am pregătit emisiunea aceea muzicală, am pregătit un fado uh, al um, Amaliei Rodriguez, uh, Barca neagră, barcu negru și vreo două, trei luni în convalescență am învățat fadouri. Ați cântat. După aceea am cântat. Și așa mi-am celebrat în sănătoșirea. în sănătoșirea. Până la urmă, important este nu să câștigi războiul, nu să-l pierzi. Este mai important echilibrul. este să-l depășești. Să-l depășești. Să depășești războiul. Ați cunoscut multe femei care n-au reușit să depășească războaie, și care au rămas blocate încât un război, da care au rămas pe un câmp de luptă. Dar cum să nu? Să fii tu însuți și să rămâi uh, intact și să nu te Eu cred că este un țel fenomenal, e mai important decât asta nu se poate, decât să ai un echilibru și să-l menții și să-l aperi cu orice preț. Ei și bine, aveți îl picuri. am stabil sau instabil? Îl am, este perfect stabil, contest pe el, eu sunt acolo tot timpul, eu am la cine să mă duc tot timpul, eu sunt acolo, sunt aici. Și nu dezertez și nu am refugii, nu caut refugii false, nu îmi fac iluzia că după ora 5, dacă mi-au -mi trei pastile, am evadat. Nu, nu, fără anestezie. Am orgoliu să trăiesc fără anestezie. Mai ales pentru oamenii de televiziune, riscul ca atunci când pleacă de aici să, să se prăbușească este mult mai mare decât al unui contabil care, după ce a ieșit la pensie, își vede de niște firme acasă. Atunci și are continuitate. Are continuitate, are în social o căutare. Și televiziunea creează iluzia că uh, ești uh, o persoană de vază și dă o faimă. Uh, această faimă trece, această faimă e uitată și trecută și rămâi singur cu tine însuți dacă tu nu existi, te pierzi. Deci când Radu a dispărut soțul meu, eu am rupt relația cu instituția mea mamă. Nu-mi lipsește televiziunea. Câteodată parcă m-aș îmbrăca să vin aici să fac ceva. <laughs> Dar foarte rar, foarte rar, foarte rar și îmi spun câteva cuvinte foarte puțin măgulitoare. Și în, sinea în sinea mea, nu am nicio iertare față așa? de mine și, și -mi trece. <laughs> îmi trece. Repede. Îmi trece repede, n-am voie, nu-mi permit. Spuneți-mi, cale de o viață ați făcut așa numite anunțuri de crainică. Ce text de crainică v-ar veni în clipa asta în minte? Stimați-le spectatori, programul nostru s-a încheiat. Vă dorim noapte bună!